le prepar. Face 6 omlete odată. Durează cam 50 minute să stai la coadă să lei. Bună dimineața, suntem la Hotel Tropitel din Salhashish, Hurghada, și astăzi vă vom prezenta ce o să mâncăm noi la micul dejun. Haideți să vedem ce mâncăruri găsim. Hai, Seforita! Aici avem zona de pâine, multe sortimente de pâine. Aici avem mai multe tipuri de cereale. Aici avem piuree, ouă, cârnăței, bacon, cuscus. Aici avem mezeluri de mai multe tipuri. Avem și mâncăruri locale. De exemplu, murăturile astea sunt lămâi murate. Măsline foarte bune, brânză, mai multe sortimente de ulei de măsline. Mai multe tipuri de brânză. Aici avem mai multe tipuri de pește. Aici avem o zonă unde poți să-ți faci omletă. Hai să vă arătăm. Este un bucătar care face omletă cu ce vrei tu. Sefora, ce vrei să te iei? Stai puțin să termin și eu filmul. Aici avem mai multe tipuri de salată. Aici avem bakery. Astea sunt super, super bune toate. Aici avem gogoșele. Aici am văzut o prăjitură. Hello! Aici avem multe tipuri de gogoși cu tot felul de chestii. Toate arată foarte bine și sunt și foarte bune. Și este foarte curat. Și aici avem mai multe tipuri de gemuri. Bine arată. Compoturi, fructe proaspete. Și cam asta e atmosfera. Ne vedem la prânz.